Tânărul de 22 de ani, originar din Cantemir, care a dispărut acum două săptămâni, a fost găsit mort într-o pădure de lângă satul Epureni. Poliția a fost alertată de către un trecător. Corpul neînsuflețit al bărbatului prezenta semne de strangulare. Potrivit oamenilor legii, identitatea tânărului a fost confirmată de rudele lui. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Reamintim că, în 21 iunie, acesta a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit.